very exciting to feel that you're a part of the whole city and to just observe how local community is hanging out and how they are just living. Într-un fel e mai interesant să umbli de la o scenă la alta, prin Cluj. Locația în sine e foarte mișto, view pe care l-ai și de pe scenă și când te uiți la scenă. This is like a festival, the whole city right now. And it is going to be like this for 7 days, no? Amazing. Amazing. Ne e dor. Și înainte să urcăm pe scenă, cumva ne-am înconjurat și am zis, trebuie să dăm tot. Cine știe când o să mai cântăm? To find beauty and dignity in a spectrum of emotions, like just this understanding that shit can happen, you know, like life is not a safe bubble. My life is like a wound. I scratch so I can bleed. I'm really afraid, and this is why I sing always the last song. That song of the show, Don't Be Afraid, Don't Be Afraid, You Were Once Dead, you know, it's a lullaby to myself, you know, I need to quiet down my fears about this lack of control. Thank you, and don't be afraid. Everything is experimental now, which is really cool, I think. It opens gates to lots of things that can happen. You were once dead. How does one find hope in a world so dark? You just choose to believe again and again and again and put your heart and your mind and your body out there. And I think that's what makes life beautiful. I think those are the good people. It's not about words only. You can feel the words if the music is honest. Figyeljetek! Tényleg Lilla vagyok. At the beginning of my show, I always go on the stage and look at the people's eyes and try to understand like what they expect. And I'm trying to give them what they don't expect. It's still quite spontaneous and it's really how the venue reacts, and then we play, try to play with that energy, and that's important because to make the shows as dynamic as possible also for us. E oglindă până la urmă. Tu te vezi în public și publicul se vede în tine înapoi. I would love to inspire people around me, and that some people will break their fears, and through music is going very nice. It's like the best medicine. Nu ne-am dat seama înainte cât de mult iubim ceea ce facem, dar în momentul în care ne-a fost luat, am suferit îngrozitor și am trecut prin niște stări din astea de depersonalizare totală aproape. Nu credeam că se întâmplă în sfârșit toată treaba asta, să ieșim din nou pe scenă, să mergem la drum, să ne vedem cu lumea. Să fugim undeva.
This time away from my fans, my friends, has really helped me realize how much they bring my music to life. They make the songs matter, and they allow the songs to mean something to them. So it's like magic. Nu aveți idee cât ne-ați lipsit, guys. V-am iubit pe toți, pe fiecare în parte, aici în backstage. Atâtea fețe luminate. Am stat și cu ochii închiși în lumea mea, dar în același timp mi-era mai drag să privesc. Doamne, eu încă sunt așa, plutesc, încă plutesc. În general, festivalurile și locurile astea care ne adună ne transmit un sentiment de apartenență a unui grup care împărtășesc aceleași valori cu noi. Asta e partea mea preferată, să stau și să cunosc oamenii care îmi ascultă muzica, pentru că învăț lucruri de la ei, mă inspiră ei să continui să compun mai departe. It's the best thing my fans have taught me. They have taught me to really like people and to like the world and to understand that we have so much that's worth fighting for, you know? So I'm inspired every day by them. N-ai găsit nimic pe gustul tău.